contat cu faci, sunt niște întrebări importante la care trebuie să găsim răspunsuri înainte ca să ajungem acolo în câmp, fiindcă ele pot determina dacă acești copaci vor supraviețui sau nu, dacă acțiunile noastre vor avea efect sau nu. Fiindcă este foarte trist că deseori arbori se plantează, dar nu cresc. Ceea ce se întâmplă și la nivel de stat, și la nivel de localități, există companii naționale de împădurire. Plantează mulțiuri, plantează diferite asociații. Dar cu părere de rău, uneori te duci în acest teren și vezi acolo că e gol sau niște bieți uscate. Și asta anume din cauza că ceva nu se respecta. Resursele au fost rosite oamenii, ei au investit acolo efort, speranță. Și noi, ca oamenii care sunt aici, organizațiile noastre, localitățile noastre, trebuie să vedem cum să plantăm, în așa mod, poate să plantăm mai puțin decât se spune că, nu știu, se plantează 10.000 de copaci, milioane de copaci, miliarde de copaci, dar să plantăm așa ca să crească. Deci, întrebarea este principale sunt de ce, care deja s-a răspuns, ce plantăm, unde plantăm, când plantăm, cum și cu cine. Prima întrebare, cea mai importantă, este când plantăm. Cum credeți, când putem planta? Doamna, când? Doamna, când? Așa. Nu știu de ce cred că primăvara. Poate n-am dreptate. Primăvara, pentru că intrăm în iarnă și parcă este o frică să gheță copacul, să nu supraviețuiască. Poate n-am dreptate. Nu știu ce. Mai sunt absolut? Deci, ca tare, ambele răspunsurile au fost corecte, dar este și al treilea răspuns. Deci, noi putem planta toamna, atunci când au căzut frunzele. Una dintre problemele principale la companiile naționale este că ele se organizează mai devreme, când cânt frunzele, când cât e cald, undeva în octombrie. Și copacii, din cauza asta, se tind mai rău. O să povestesc pe urmă de ce. Deci, când au căzut frunzele, puteți să faceți hârlețele și să mergeți în câmp. Primăvara, până au început să devină mai mari muguri, da. Deci, asta ar fi, dacă toamna undeva începutul unui noiembrie încolo, dar în dependență de timp, fiindcă poate fi... Am observat undeva 15 noiembrie este data când începe plantările mari, că este important să cadă frunzele și să ploaie bine ca solul să fie umed. Că noi avem de obicei atunci acum, este mai cald niște ploi, dar solul este uscat, în profunzime este foarte uscat și foarte dur. Și nu e ușor să-l săp, să-l lucrezi nici cum. Deci este important frunzele și ploile. Și azi de obicei 15 noiembrie. Frunzele ca strat protector? Sau nu, să cadă, atunci e clar că copacul intră în stare de hibernare. Copacul trebuie să doarmă. Da, și putem deja să-l scoatem din sol, rădăcinile lui, cum nu are frunze, rădăcinile mai ușor o să fie scoase, că pământul e mai umed și mai moale, și mai ușor să vă prinde în pământ umed. Nu foarte des nici nu va fi nevoie de a uda după plantare. Da, pe urmă iarna, adică începem pe unul și locul unii noiembrie, iarna, dacă sunt temperaturi pozitive, puteți planta. Noi am plantat și în decembrie, am plantat în ianuarie, am plantat în februarie. Sunt unele specii care pot fi plantate anume când e ger. Acestea sunt rășinoase. Adică dacă doriți plantați bine și alți coniferi, mai bine iarna și când este o leapă de ger. Adică el trebuie să fie plantat cu tot cu bol de pământ. Și când sunt temperaturi pozitive, pământul acesta mai greu să ține. Și primăvara, undeva la începutul lunii martie, mijlocul lunii martie, până temperaturile medii trec de 10 grade. Și asta în fiecare an e diferit. Uneori este zăpadă până la sfârșitul lunii martie, uneori foarte repede cald. Dar important, ca și toamna, ca și primăvara, să nu fie frunzele, adică copacul se vede că e mai dobit. Așa. A doua întrebare este unde plantăm. Deci noi deja am citit că iată în curând se apropie sezonul de plantare, ne trebuie un teren. Și, desigur, dorim să găsim un teren pe care, într-adevăr, să-l transformăm acum cu plantările noastre. Aici este un exemplu de o plantație de-a noastră, la distanță de 3 ani.
3 ani în urmă și anul acesta. Dar ca să ajungem la această situație, deci noi aici când am ajuns, dealul acesta uscat, nu eram prea promițător acolo să fie ceva. Și noi când ne pregătim de o plantare, trebuie cumva să vizualizăm ce poate să întâmple cu terenul, care dorim să lucrăm. Și foarte important să ne uităm, să nu decizim că iată acolo undeva este un teren, bă, puieți, ne ducem acolo chiar undeva plantării. Este foarte important să ne ducem acolo, posibil, chiar când e cald, să vedem ce se întâmplă acolo. Dacă acolo se fac vițele, dacă acolo cresc burieni mari, în toate acestea tot determină succesul plantării. Și să ne uităm și pe hartă ce se întâmplă. Unele chestii se poate observați de pe Google Maps, de exemplu, iată aici se vede că pe acest râu deloc nu există șicuri și de protecție, niciun copac. Sau terenul cel. Se vede că este un gaz și este un teren degradat. Iată dealurile acestea goale despre care este oarte vorbim. Iată voi pe care deal mai degrabă ați montat? Cel de sus sau mai jos? Așa, și ce? Dacă cei care sunt mai sus, de ce? Pentru că logic e rozlunia, da, e să pornește pe sus, rozlunic, vântul, așa, vântul. Așa, dar cei care sunt, cred că, ceva de mai jos? Probabil e mai promițător să se cam copac să se prindă în mediul de mai jos, pentru că copacii reușesc să crească mai mare acolo și să sunt acolo. Așa, deci, eu mai degrabă, deci, desigur, noi am început, am avut așa ambiții, când ești un loc unde nu e nimic, chiar vrei să transform, adică nu e nimic, că noi să plantăm, acolo să fie o pădure, ce de crută, dar ca tare, este mai bine de început cu locul în care deja este ceva, pentru că ele sunt un fel de oază. Copacii acestea care deja sunt acolo, ele umbresc. Ele deja țin solul. Solul acolo e mai bine, mai bun. Și sub protecția acestor copaci pionieri, care deja sunt acolo, copacii noștri o să crească mai bine. Desigur, este important de plantat și pe locuri care sunt complet goale. Dar acolo o să fie nevoie de mult mai mult efort. Și șanse de succes sunt mai joase. Deci acolo chiar trebuie să investiți efortul să alegeți acel specie. Adică dacă ne uităm pe aceste două exemple, ele ambele sunt complicate, că aici avem de cenătate stână de oi. Deja este, cum, dacă aveți alt loc fără animale, mai bine le legeți pe dânsul. Dar, da, din două ele o să legem pe primul, că niște copaci deja au supraviețuit, dar primul exemplu este cel mai complicat. Pentru că, ca să vă închipuiți, un copac, este așa, un deal unde vara nici iarba nu crește, o să reziste foarte, foarte greu primul 1-2 ani, chiar dacă nu sunt vite. Acolo niciodată nu va crește un stejar, acolo se poate de început doar cu cei mai rezistenți copaci, pionieri, care cum, sunt rezistenți la secetă și la sol sărac, că aici va fi de obicei lut curat sau nisip curat. Și va fi rezistent la vite, adică o să aibă spini, o să fie fixator de azot, o să intrăm în detaliu mai mult. Dar aici, în al doilea exemplu, măcar alți copaci mai în vârstă, deja cu spini, îi vor proteja și cu umbră și cu spinilor și prin rețelele lor de ciuperci ajută foarte mult. Copacii dezvoltă un fel de rețea ca internet pe care copacii mai maturi pot să-i ajute pe copacii mai mici. Deci, în doilea exemplu, mult mai bucurat. Pe care aceste două stâni, aceste două poli se află la distanță de câteva de 10 de metri unul de altul. Adică stâlpile acestea sunt... Între stâlpile, da. Ce distanță? Nu, în orice caz, adică eu stăteam într-un loc, am făcut o poză, am făcut altă poză. Și aceasta arată și densitatea stânilor și efectilor. Pentru că, cum vedeți, aceste urme, această stare este adusă de animale care se pasă acolo. Și chiar și, eu nu știu cum se gândesc cu ciubenii, dar acolo se vede că pământul vine chiar, mușa ajunge chiar pe stână. Deci, la unicare de teren ar putea să înghită și stâna, dar... Într-un moment, da, și împreună cu oile, dar nu le facem.
Да, но это уже речь сейчас пойдет о том, что мы сажаем. Сейчас мы говорим, где мы сажаем. Sigur, ele sunt cele mai așa, noi putem să avem ambiții să le împădurim, dar sunt foarte grele și nu doar din cauza condițiilor climatice, condițiilor geografice, dar și condițiilor, dar și intereselor care sunt acolo. Deci, cei ciubienii și oamenii locali foarte des sunt împotriva plantărilor, fiindcă tu ca și cum le iei spațiu. Chiar dacă terenul acesta, pășunea aceasta nu e productivă, oricum tu le furi. Și n-am avut cazuri când oamenii ieșeau, ne numeau măgari, ne simțiți, promițeau să ne rupă copaci. Adică, în acest exemplu, da. Această alunicare de teren, de fapt, amenință sat. Asta e râșcă, vă audi, este Eco-Village. Și mai sus, pe vârful dealului, este și o plantație de porumb. Există acum 3 ani la rând, adică... Da, oamenii din sat ne spuneau că nu vă dăm voie să sădiți aici, pentru că aici trebuie să pască capra. Măcar că acolo și iarba greu crește și un alta și noi le spuneam că, da, uitați, vă aveți alunicarea asta de teren, o să vă înghită și casele și o să pierdeți porumbul și ala și plantații mai aveți. Spuneau că nu, că alunicarea asta... Iată, când noi eram mitei fix așa era, ea nu avansează absolut din nou. Am sădit să o câmp. Dar ideea că, iată, 3 ani cât noi monitorizăm asta, noi am observat că prăpastia s-a mișcat cu vreo 5 metri, deja a ajuns până la acel porumb și chiar bucăți cu tot cu copaci a alunicat în prăpastie. Deci pământul cu tot cu copaci a alunicat și continuă să crească chiar în prăpastie. Și crește bine că vitele nu pot să-l mănânce. Și da, oamenii văd procesul ăsta, aud cum cade pământul, dar nu știu cum nu vor nici să realizeze problema. Și continuă să extragă nisip din carieră și pământul cade tot mai departe. Dar unde e și vila aia? Eu am fost încă și... Dar oamenii în principiu se deprind, adică ei au zis că aici mereu a fost alunicarea asta și adică mereu a fost așa și nu e rodiu, nu e alunicare, dar peste ceva timp ei cred că o să gândească că aici mereu a fost cupaci. Da, așa și cu schimbările climatice. Oamenii nu realizează că clima se schimbă, numai ei nu se schimbă. Și se pare câtă timp așa a fost caldă în trolebus. De fapt, tot ce-i nou, plănește restricții, se vizivaie preteație, nejelanie, pentru că nouă e fita vizivaie trebuie să vizivaie. Da, dar acum, de exemplu, când venim să plantăm acolo, vecinii vin și ne dau brasat de un stacan de gin. Dar voi chiar să vedeți cei care au uit acolo la vilășe? Nu, noi venim să ajutăm sau să facem ceva. Da, deci cu această situație, probabil, ați observat pe timp de vară, în zonii rurale, la mijlocul zilei toți caută un copac, adică sau în umbră de un stâlp sau undeva se ascund. Cumva ce bine nu leagă aceste două lucruri împreună. Ce are de acolo? Da, păi iată și cu clima, schimbările climatice și cam tot aceeași. Nu văd conexiunea dintre numărul de copaci și nivelul apei în fântâi sau temperaturi. Deși suntem o națiune care foarte mult ne plângem, dar nimic nu vrem să-ți facem. Te duci la țară, nu prea găsești om cu of, am găsit mereu și plângi, dar nici acasă niște lucruri să realizeze. Și dacă observați sătenii foarte des o să auziți că ei cumva văd legătura că unde sunt mai multe păduri, acolo plouă mai mult. Parcă văd asta, dar vine iarnă și se duc să tai copaci din pădure. Dar ok, tai copaci,
Ok, tai copaci uscați, să zicem. Dar de ce să nu sădiești alți copaci noi în loc? Sau... Da, iată, zonele astea aride să nu le... Da, da, deci acestea sunt, ceea ce am văzut sunt focuri publice. Și aceasta este una dintre alegeri, să plantăm în loc public unde nimic nu este protejat sau în oraș. Dar atât în locuri publice, pe câmpuri, lângă râuri, atât și în oraș, copacii noastre pot întâlni problemele. Deci acestea sunt niște plori pe care au fost stricați de lungul râului. Și acesta este o stradă la mijlocul orașului Piuzechi. Da, de două istorie. Da, deci aici este o stradă de cineva a trecut și a stricat o stradă întreagă de copicei. Adică asta e bun. Pierdea de o fâșie da, de apă și toți rupți de la mijloc. Copaci undeva de 3 ani, dar cineva a considerat că așa este mai bine. Deci, nici, în principiu, nici pe dealuri, nici în oraș, copacii noștri nu sunt mai protejați. De asta trebuie să, chiar să căutăm locul unde copacul să crească, cumva. Sau, și sau să contăm așa varietăți, așa specii pe care e greu de stricat. De exemplu, specii cu spii. Doar că nu peste tot locul poate să-l plantezi. Da, noi numim fenomenul ăsta Maugli, care este fără sens, rupt așa să se vandalizează. Maugli orășnesc, așa, zonătăcit, da. Aceasta este destul de greu de dovedit, în sens că am zis deja cum lucrează inspectorul. Da, deci, în principiu, este mai ușor când tu plătești pe terenul propriu. Dacă tu ești proprietar de livadă, atunci e mai... Da, asta e proprietate privată și da. Cineva ca și cum s-ar fura. Tot cum s-ar fura un cărbuză și s-ar fura un copac. Și toată dauna se estimează și persoana care a vandalizat sau a furat copacii trebuie să restituie această daună, prin judecată, tot ok. Dacă pe terenuri publice, trebuie mai întâi, ca să dăm Chișinău, trebuie mai întâi să demonstrez că arborele ceală există. Pentru că în Chișinău, de exemplu, doar parcurile sunt considerate spații verzi, dar toate contorurile, toate spațiile între blocuri, da? Ele tot sunt spații verzi, dar ele nu sunt incluse în registrul spațiilor verzi. Da, adică prin lege ele nici nu există. Nu, nu aveți dreptul, dar spațiile verzi pot să fie. Dar în cadrul strada Slojilor, cum normală este, chiar cu bani buni, bine, de 5 ani, erau tăieri și tăiere, proasă cu tăiere. Eu nu mai sunt nici un Da. Unde să le găsești pe cei care le tăiesc? Da, ce canale? Asta e absolut ilegal și aceste tăieri pot să le facă doar spații verzi. Dar, da, sunt spații foarte diferite când stai în parc și să construiești o benzinărie. Nu, nimic, că o să se întâlnește în teren portier și lumea trece de la Cainile la Pustăvechi. Și care erau tăieți, deci copaci, nică. Iată, în orice caz, adică ocupația aceasta, plantarea copacilor, este un lucru tare responsabil și poate să întâlni pe calea ta și multe bucurii. Dar și multe situații de genul acesta, când nici nu știu ce să faci și nu poți să găsești dreptate. Dacă plantați arbă, trebuie să fiți gata și de așa situație. Pentru noi, la început, acesta a fost... ne durea foarte tare. Acum tot ne doare, dacă se întâmplă ceva cu copacii noștri, dar noi știm că există riscuri și noi trebuie să le asumăm. Și deja, dacă vedem că ceva s-a întâmplat, ne întristăm, dar mai degrabă, asta este un fel de normalitate cu părere de rău. Dar iată, dacă copacul într-adevăr crește, iar de asta deja pentru noi bucurie. Hai să creăm o linie verde la spațiu verzi, unde dacă vezi că cineva tai copacul sau deja numai proastă stăieți să vezi că cam autorizativ și o scol spieși. Telefonat la linia aceea să vrei cineva? Este, cum, inspectoratul ecologic care face asta, dar cel mai des anume spațiile verzi stai acești copaci și eu să aibă un document. Și documentele este cel mai des nu sunt suficiente pentru... Adică tai ilegal însăși spațiile verzi. Spațiile verzi nu o să vă ajute cel mai des.
Dacă puteți să dai exemplu scoarului noi am avut așa problemă, mi-a contactat o persoană care întrește în vecinătate scoarului Cehov și au venit spații verzi, au început să stai copaci HD. Da, lângă strada Pușkin. Și noi am venit cumva să protejăm acest scuer de tăiere și evident cum erau tăiere organizate, spațiile verzi aveau un document care le permitea doar toaletarea, adică nu tăierea completă, dar tăierea unor crengi. Dar ei folosesc această formulare pentru a tăia complet arborii. Adică însăși spațiile verzi încalcă legislația. Și am primat un specialist care anume jurist în domeniul ecologic. De fapt, ei trebuiau să aibă vreo 5 documente, confirmații de la diferite instituții publice pentru tăierea asta. Ei aveau un singur document și acela era greșit formulat. Dar ei folosesc tot timpul această formulare pentru a tăia orice în oraș. Este asta Da, și ei aveau proiectul acesta de amenajare care presupunea, evident, acolo era și fără consultații publice, foarte, foarte multe încălcări, adică pe vecini nimeni nu i-a întrebat, vreți, nu vreți, iată, noi o stăiem tot, o spunem niște copăcei mici, o spunem niște teren de joacă sau ceva, dar mulți, mulți ani, acolo deja nu o să mai fie umbră, dar o să fie niște copaci mici care nu ajută. Puteți înțelegi că aceasta, și tăierea copacilor și plantarea copacilor noi în oraș, dar și nu doar în oraș, este un fel de business. Adică tu când dai, primești careva folos din asta și când plantezi. Și este așa un circuit. Tai, plantezi, tai, plantezi. Foarte des să tai chiar copaci și tineri sănătoși. Și deja s-a ajuns la ideea că copacul urban devine vechi, bătrân, la 10-15-20 de ani, cu toate că copacii pot să crească, vedeți, plătanii noștri, copaci mari care trăiesc 80-100 de ani. Da. Dar cumva partea toată este un fel de, ca un fel de fast food, dar un fel de... Cerc vicios. Este un cerc vicios, da. Ca să înțelegi cum vârsta medie a copacilor în Chișinău este 16 ani, dar ar putea să fie mult mai mare. O altă cauză de cercul vicios e că spațiile verzi, de fapt, nu știu cum să mențină acest copac, adică cum să-i îngrijească de deja. Sau fac asta special. Toți copacii care au scorburi în ei, copacii oleacă mai maturi, asta se presupune că ei au fost plantați greșit. Adică au fost tăiată creangă nu de la inel, fix la trunchi, dar a fost lăsat un ciot. Și acest ciot putrezește și putregaiul începe să intre în interior. Adică nu se lecuiește rana, dar din contră se deschide o rană în interiorul copacului pentru dăunători, pentru infecții și acest copac nu va mai trăi în mult. Scorbura asta pe urmă îl ucide, el putrezește în interior, un vânt poate să-l dobare și el poate scade peste doar sau pentru o mașină. Da. Deci asta, de exemplu, nu ți-ai plantat pe Stefan și specialistul în arbor și în situație ecologică, Dumitru Ioan, arată că deja la acest arbor tânăr, deja el nu este tăiat îngrijit corect. Și acest arbor tânăr... Deci poate nu se vede, dar aici sunt cioturi care o să putrezească. Deci rana nu se închidă, dar o să creeze o scorbură mică și pe aici deja copacul o să înceapă să putrezească în interior. Este soluție. Trebuie dați afară toți de la spații verzi și de angajat oameni specialiști, mai ales în conducere. Ceva asta există, pur și simplu ar scos iarțe. Da, asta e etapa a doua, știi? Da. Dar așa ar trebui ca noi să ajungem la toate întrebările. Da. Pur și simplu să mai arăt câteva exemple de ce se oferă copacilor în oraș. Adică infrastructura, când se sapă foarte mult, se contează cu, de exemplu, situația când a fost friați plătanii pe Ștefan. Cădeau pe mașini, cădeau pe stradă, dar cădeau anume că au fost făcute supători și le-au fost tăiate. Da. Da. Da.
Și platanul că tare este unul dintre cei mai rezistenți copaci. A zis că a suferit și cel mai puțin în, după speziile din aprilie. Nu se rupeau creierile. Platan, da. Iată și copacul care este aici. El are frunze ca la arțar, dar răpaja asta care e cad bucăți și el rămâne așa netin. În sectorul botanic, în special, sunt un foarte înalt și în fața teatrului de opere și palet. Cam peste tot, adică peste tot unde vedeți copacii acelea groși cu acea... Probabil cei mai mari copaci. Da, aici, de exemplu, care problema este la acest copac? Aici, la mijloc, s-au acumulat frunzele și la mijloc acolo se cutrezește. Și la un moment dat, aceste tupi ar putea să înceapă să cadă în părți. Și desigur, să zic că copacul e rău, copacul cade pe ceva. Copacul prezintă pericol, da. Și asta e adevărat. Unul dintre copaci din parcul central, adică copacul stă, oamenii nu observă nimic, copacul este ceva ce stă acolo, sos este verdeață. Dacă noi ne uităm, acolo sunt scorpul și la un moment dat copacul acesta tot o să cadă. Adică el e cutre de aici totuși, la un vânt puternic el se rupe, sau de aici, sau de aici. Dar fiecare scorpul... Ei au, sunt foarte puțini. Oamenii care lucrează cu un salariu mic, ei nu au training special și nu au interes. Ca să înțelegeți, fiecare scorbură aici înseamnă că a fost tăiat o creangă greșit. Și nu a fost tratată cu sădovă evară sau măcar vopsită cu vopsea emaie sau ceva. Și da, aici a putrezit în interior în orice moment. Acest copac chiar trebuie tăiat. Pentru că el chiar prezintă pericol pentru oameni. Adică, pur și simplu, nu mai are șanse. Unii copaci pot fi lipuiți. Adică, voi de acum, dacă o să știți asta, puteți să vă uitați pur și simplu pe străzi. Câți copaci sunt chiar sănătoși. Și, da, asta unul dintre puțini potani care tot așa au căzut. Dar vedeți că eu, în mijloc, a avut probleme. Iată cum stai în corect potanii. Iată, aici e tăiat și nu-i tratat, acolo este o scorbură. Și potanul acesta tot se strice la un moment dat. Și este destul de tânăr. Cum sunt băgați în asfalt? Da. Da. Apropo, asta e o problemă destul de studiță, nu? Cam peste tot unde se fac asfaltări, cam nu se păstrează spațiul ăsta. Da. Dar iată cum ar trebui să... Am ușa. Spun că documentația spațiului verzi e scris corect la tipologia, dar am vedeți să mai numești ceva. Da, sunt multe feluri de scheme, dar este și problema că e chiar nu au suficient bani, atât pentru salarii, cât și pentru materiale și instrumente. Sunt mai multe probleme, dar să discuți cu managerii de acolo, eu să spun că noi cu resursele pe care le avem, noi nici nu putem să facem. Și același training pentru oameni, tot trebuie să coste bani. Și oameni trebuie să-i ții cumva la lucru, dar nu pot să-i ții cu salariul mic. Respectiv, specialiștii pleacă sau îndătrănesc, că ei oameni noi, la care iar trebuie să-i faci training, și îi ajungi la cel ce-i bunicios. Sau ești corupt ca elefterii, dar nu ce da. Și da, sau se fură. Dar problema asta este și în orașe europene. Puteți că acolo se folosesc metodic mult mai avansate, știi tu. După fotografii din aeriene, poți să stabilești starea de sănătate a copacului și să-i aplici tratamentul necesar. Știi că mult mai eficient, dar și acolo tot apar probleme că copaci tineri să întoarci să faie pentru a planta. Deci acestea sunt unele din probleme pe care pot întâlni copacii voștri și pe țiranul de nimănui și pe țiranul de voastre. Noi când am început să creștem, să plantăm copaci, nu știam că capurile și oile pot mânca finici. Da? Ne-am dat seama că pot. Capurile și oile pot face chiar și solcâmul. Solcâmul se consideră că copacul care așa... Rezistent. Da, că poți să-l conține și o să-ți crească. Dar dacă trece o turmă și o mănâncă și un rod tot timpul, eu la un moment dat nu o să poată să stabilească. Pentru că aici, când scoarța este mâncată, copacul nu mai poate alimenta frunzele de mai sus. El trebuie să înceapă poate o rădăcită mai jos. Începe, de urmă iar vine cineva și o mănâncă. Și eu la un moment dat și tot cum nu poate.
și incendii de vegetație. Pot fi spontane sau pot fi chiar organizate, dacă n-ați lucrat destul cu comunitatea și ceva din oameni. Sau cel mai des însă și ciobenii dau foc la vegetație, ca și cum ei cred că pe urmă iarba o să crească mai bine, sau ei o să scape de plantația voastră. Pentru că copacii, da, o să ia locul și caprele n-o să ai. În unele cazuri acestea, unele probleme pot fi soluționate în grăditul, dar depinde de numărul de copaci plantați. Desigur, dacă plantați 100, e mai greu de grădit decât un singur copac. Și depinde foarte mult de situație. În unele situații, în grăditul face și mai rău. De exemplu, tot la Râșcu a fost o plantație de arbă la stadion și ideea a fost ca să facem acești copaci vizibili, pe de parte pentru oameni, că ei să-și dea seama că este frumos, și că animalele să nu poate să le mănânce. Și în scurt timp, această ogradă a fost distrusă chiar... Nu, mai întâi a fost distrusă o leacă, probabil de animale mai mult. Dar la moment când noi am reparat protecția asta, asta e cumva enervat pe oameni și o distrusă definitiv, de așa, la zero. Adică noi ne-am dat seama că în unele cazuri chiar e mai bine să plantezi, că nimeni nu-ți dea seama că acolo este plantat. Sau copaci de care ei nu se poate scăpa. Adică mai întâi este problemă pentru noi prezența oamenilor, de pe urmă deja pentru cei oameni nu să fie problemă prezența acelor copaci, că ei se invazit și o să ocupe tot spațiul. Sunt și așa... Ce copaci? Nu, de exemplu, același salcâm sau salcâm micuț, amorfa sau ailantul. Adică el dacă s-a stabilit și lasă sămânță, ocupă tot spațiul, e super invaziv și super... Da, trebuie să ținem echilibru între totuși ce fel de... Da, suntem deja soluții de ultima instanță, aș spune. Pentru noi n-am plantat amorfă la Râșcu, dacă el putea să invadeze pe urmă pe țară. O plantare în oraș, în localități, acolo măcar nu s-o vitele. Dar sunt oamenii care găsesc iarba și oamenii care strică copaci. Asta, apropo, este compania o care puteți participați, să plantați pomi cu putifier și arburi în magazinul voastre. Iată cum pot fi protejați copaci în oraș. Dacă nu este așa ceva sau alt fel de ograd, când este găsită iarba, copacul vostru poate fi găsit. Iarăși, voi ceva, nu înțeleg valoarea. Pentru voi poate asta e copacul vostru a inimii, plantați împreună cu familia, dar pentru ei este ceva, un dăstar care crește acolo. Da, sau pur și simplu noaptea poate cineva să-l calce. Adică e o protecție pur formală, oricum cineva poate să-l rupă, dar iată două cauze de destrucție, cusitul ierbii și calcatul ocazional deja sunt evitate. Deja e mai bine. Deci acestea au fost diferiți factori umani și de animale, dar trebuie să luăm în considerare și condițiile terenului, cum, iată, reful, sol, altă vegetație și ce se întâmplă pe sol și sub sol. Pe sol poate să se întâmple văruieni în care e greu de plantat, atunci dacă planificați plantare trebuie să le curățeți. Și este foarte important când vă duceți să plantați, poate chiar dacă vă se propune un teren degradat, careva care nu trebuie nimănui, să verificați cum se sapă acolo. La noi prima plantare a avut loc pe o coastă gunoiște și acolo era... Adică noi am încercat o leacă să săpăm în unele locuri, ne-am gândit că e ok, dar eu ne-am dat seama că acolo fiecare metru e diferit. Să pentru un loc găsești sticlă, să pentru altul găsești niște încălțiminte veche. Și o grămadă de sacoșe. Sau caramide care nu mai pot săpa. Da, da. 10 cm sol și după asta se începe. Da, da. Deci asta este bine diverificat, devenit cu hârlețul și diverificat. În primul rând că se aflați ce tip de sol este acolo, dar în al doilea rând că să vedeți dacă incendiul este posibil de săpat sau nu. Sunt așa loc. Și în general, da. Da. De ce este important de verificat ce fel de sol este acolo înainte de plantare? Fiindcă sunt locuri, desigur, unde solul este foarte bun, adică ceea ce se numește cernăziom, solul care... Protector, bogat în substanță. Da, în cel puțin răsupaieță.
poate să-l observi, tu poate să te urmă să-l pui în, în mod normal și noi putem să spunem că acolo copacii o să crească cât de cât bine. Dar acesta, de exemplu, este tot opostă și noi vedem că solul este lipit, este lut. Și una că e foarte greu pentru copacii să fie o să crească acolo, dar alta că este foarte greu de plantat. Până să iei acolo, dar e greu, dar tu cum să faci aceste... ca un fel de testă. Ca un fel de aluat, dar așa dur. Și tu trebuie că tare când plantezi în copac să faci în așa mod ca să nu rămână bule de aer în groapă. Cumva să pui așa sol ca să îngășați rădăcinile. Și cu așa bucăți mari de lut. Adică sunt bulgări care trebuie să-i fărâmi, dar bulgări sunt foarte tari și nu pot să fărâma. Da. Și deci dacă ajungeți în teren cu așa condiții, puteți să căutați locuri mai bune sau să aduceți sol mai bun acolo, adică să spălați groapele și să adăugați sol în groapă ca să se înfințească. Putem să ne uităm și la vegetație. Ceea ce am zis la început, este important să vedem ce se întâmplă pe acest teren puțin de vară, la începutul toamnei. Noi putem vedea că acolo este vegetație foarte abundentă sau foarte puțină. Și unde e foarte puțină, și copacii probabil o să crească încet, dar o să fie mai puțin efort pentru a curăța această iarbă. Iată, se vede sus că nu încurc copacul să ajungă la lumină. Dar și copacii de educată cei de teren trebuie să foarte încet. Dacă vedeți acolo buruieni mari, înseamnă că solul probabil urăgitor este destul de umed, dar trebuie să vă pregătiți la faptul că buruienii se crească mai mari decât copaci și o să fie greu să le găsiți acolo. Iată, un copac acolo, puteți vedea, păi seara, iată, da. Deci este un copac și puteți să vedeți că buruienile sunt de 3 ori mai înalte, dar este concurență foarte mare între buruieni și copaci tine. Ei vor capta tot soarele, tot umezeala și toți nutrienții din sol și copacul acesta cel mai probabil o să moară. Adică trebuie să le curățiți din timp și asta tot în ce este efort și planificare. Și nu doar odată. Da. Spun eu că trebuie curățit, trebuie de mai revenit. Da, după următoare ploaie, iarăși o să crească buruieni și iarăși trebuie să fie curățit. Și ce spuneam la inițial, că este mare diferență între plantări de copaci, de a planta arbori, și a crește arbori. Noi spunem că noi creștem pentru că noi vrem să venim pe urmă și să îngrijim de acești copaci. Însă doar plantare nu înseamnă nimic. Este mai mult lucru de mentenanță decât de plantare. Iar revenim la moment, dacă mai bine de plantat pe un loc gol, unde nu-i nimic, sau de plantat unde deja este vegetație. Asta este exemplu cu doișnicelea. Unde n-au crescut copaci înainte de noi, n-au crescut buruieni, sau locul unde nu cresc buruieni, n-au, dar cresc copaci. Adică, în principiu, este un fel de echilibru. Dacă sunt copaci, iarba este mai joasă și este mai greu, mai ușor pentru alți copaci să crească. Și noi, la un moment dat, am înțeles că mai bine să plantăm unde deja este ceva, fiindcă umbra aceasta copaci, frunzele lor, o să ajute ținerea arbă. Desigur, nu arată așa de frumos, că tu vii, parcă nu faci mare diferență, dar că tare rezultatul acestor plantări este mai mare. Că să înțelegi, aici are sens de plantat, toți acești copaci sunt sălbatici. Câteva specii care prin semințe se înmulțesc și mare folos din această pădurici nu este. Că sunt arbori considerați sorne derivă. Dar noi aici introducem deja pomi, fructiferi sau nuciferi sau stejari. Da, stejari, frasene, adică copaci prețioși din flora autohtonă, adică copaci care cresc în codru, să zicem, sau copaci melifer. Facem din această pădurice sălbatică un fel de food forest. Și în dependență deja de teren, dacă acolo este vegetație sau nu este vegetație, puteți să alegeți specii. Acolo unde nu este nimic, trebuie să plantați specii mai rezistenți, pentru că ei o să trebuiască să reziste la condiții mai grele. Aici deja unde este umbră, puteți să plantați specii care nu o să reziste în teren deschis, adică anume stejar, ției, ceea ce noi de obicei vrem să plantăm, dar nu putem planta acolo. Adică aici putem să plantăm doar salcâm, sau salcâm băuresc, sau salcioară. Salcioară.
fixator de azot și pionier cei mai rezistenți, aici putem să plantăm chiar și un stejar. Adică cel mai sensibil, cel mai greu de crescut. Da. Dacă plantăm un stejar acolo, noi am început la noi, noi apropo, noi ne prezentăm ca instituții vorba cu noi creștem, noi ne îmbrățișăm cu informații care le cunoaștem cu alți oameni, dar noi nu suntem experți să tot cunoaștem, dar da. Noi pe parcurs mai facem greșeli și povestim de aceste greșeli ca alți oameni să nu le repete. Și la noi una dintre greșeli aici a fost, acum și alegerea țelenului a fost nu cea mai reușită, dar noi atunci am plantat acolo tei și stejar. Adică am vrut să plantăm cât mai mult varietate, cât mai mare, ca să avem diversitate mare pe viitor. Și eu lucrurile de rău, chiar în primăvară, stăjare, știe, în mare parte m-au suferit, unii s-au uscat cu tot, alții s-au chinuit, au început să crească din rădăcină. Deci este foarte important de ales speciile potrivite pentru diferite feluri de țireanuri, altfel să fie rezultate diferite. Iar întrebare, dacă plantăm undeva în locul deschisie, adică unul dintre scopuri plantării poate fi o ieșire undeva, într-un loc pitoresc, atunci da, puteți să plantați pe un deal sau un râu, este important, este frumos, sau puteți planta pe teritoriul unei instituții. În principiu, să plantezi pe teritoriul unei școli, unei grădinițe, este bine din care considerăm, că aici este riscul oamenilor, dar aici nu sunt animale. Și aici este un țineam protejat, aici este acces la apă. Și în principiu, dacă este comunitatea locală, adică cumva aveți înțelegi mai cu administrație, da, da, cineva are să îngrijească. Acolo este frumos, impactul este mare, dar aici sunt și animale, și oameni, și este mult, mult mai greu când cu copacii vor să se crească. Ce să facă? Arbor sau arburt? Asta deja depinde de preferințele voastre, sigur, arbori sunt mai înalți, arbori sunt mai mici. În principiu, arborii se prind mai bine decât arbori. Că ei iau așa, cumva, sistemul rădăcinos, cumva sunt mai resistenți. Da, da. Sigur, principale tot pot fi bazate pe ceea ce voi doriți pentru voi, dar și pe condițiile terenului despre care am vorbit înainte. Puteți plantați culturi în ciferi, asta nuci, alunie. Poi fructiferi, tot felul, miliferi. Acestea sunt copaci care sunt buni pentru albit, adică înfloresc și dau nectar, și doar floreanți. Da, da. Eu le pun așa că... Da. Specii forestiere, acestea sunt tiei, stejar, frasin, dar acestea sunt, ei au cerințe mai speciale pentru sol. Și copaci pionieri, ceea ce ziceam înainte, acestea sunt cei mai rezistenți copaci, deseori sunt cu zbini, fixează azot, acestea sunt sau câmi, sunt așa copaci controlășați, de fapt sunt introduși. De ce nu tot timpul putem să le plantăm, nu tot timpul se comandă. Adică ei nu sunt specifici pentru continentul european în genere, nu sunt autoctoni, dar cresc foarte repede, rezistă la secetă și să mulțesc singuri. Mulțilva prefer să sădească sălcăm, pentru că ei le taie peste 10 ani, să zicem, și nu mai trebuie să planteze, el o să crească de rădăcină un alt copac. Și mulțilva primește bani pentru plantări, dar ei nu plantează. De fapt, taie și acela crește singur, cum spun ei, tipa, bojitul, da? Și asimilează și bani pentru plantări. Și sunt pionieri pe care natura singură ni le arată. Chiar aici, dar cine a zidea pe unele copaci, crească chiar și după vida la toate dificultățile. Ei chiar nu se consideră copaci decât să majoritatea oamenilor acesta e măsânt sălbatic, sălcioară, loc. Dar eu crește, el înfloiește și este foarte bun petrolului și mă lucrește solci. Și noi, de asta, la un moment dat, am început să plantăm și acest arbust copac. Încă o chestie importantă este când veniți să plantați undeva și vă gândiți cam ce ar crește aici, în primul rând uitați-vă ce deja crește. Adică dacă aici a crescut sălcioară și nu mai vedeți niciun alt tip de arbor,
Păi mai bine să plantați mai multă salcioară și pe urmă, în protecția salcioarei, puteți să începeți și alte specii puțin mai sensibile. Aici, la fel, ați văzut câteva salcioare, nici nu vă gândiți la altceva, doar salcioară sau poate să-l câmbărez. Și noi când am început plantarea de-a lungul râului, oamenii ne ziceau că, iată, dar am plantat și n-a crescut. Și noi le întrebam, de ce ai plantat? Și ei plantau specii pe care ei își imaginează că ar crește bine lângă râul. Ei au plantat ției, au plantat plop, au plantat misteacă. Și acești copaci, în primul rând, sunt mai pretențioși. Lor de greu de crescut în câmp deschis. Și în al doilea rând, ei sunt foarte gustoase. Adică dacă vine o capră și vede-o sau orice tânără sau vede-o mesteacă, se bucură foarte tare, mai ales pașii noastre uscați. De asta, noi, în primul rând, plantăm copaci care oamenii se miră, noi plantăm sau câmbăresc, plantăm salcioară, care sunt gustini. Ei să crească aici, acolo să creeze așa o zonă de protecție și pe urmă, în mijlocul lor, noi spunem, putem planta deja copaci care tradițional ar trebui să fie lângă râu, același pont, salci. Deci plantarea poate să nu se întâmple într-un singur pas. Trebuie să planificați, câteva ani înainte. Mai întâi să plantați ceva de protecție și pe urmă să plantați deja ceea ce voi visați. Ce fel de material să pitor? Asta tot este o problemă, întrebare populară. De obicei, oamenii se gândesc la locuieți cu rădăcină globă. Ceea ce se vinde la piețe, la străzi și caută unde scurbile. Dar că tale există mai multe tipuri de material scutor și pentru care nu este nevoie de multe investiții. Deci pot fi și copaci cu rădăcină protejană sau crescut în nivel. De exemplu, acesta este un potam care eu am crescut din sfinți. Am strâns semințe în parcul central și iată de primăvară, până nu am așa ceva. Și eu am mai mult. Pieții platani sunt puțini, costă foarte mult. Și oamenii când se gândesc la bățeau sătător, se gândesc de unde se iau bani, de unde se iau pieții, dar în principiu, dacă cineva dorește, poate să-și crească parcul de ozeră, să iei această semințe de la stepsol și să crească în ghivece alături de plante de casă, este destul de ușor. Pe urmă sunt butași. Această metodă se practică pentru salcii și plop. Stai bucăți de crengi, sunt înfipți în sol umed, de obicei lângă iază, lângă râu, și din ele cresc copaci noi. Și semințe. Ca în exemplu, acestui arbore este o resursă enormă. Dacă te duci pe stradă, găsești tot felul de semințe. Găsești semințe de platan, semințe de stejar, semințe de frasin, semințe de sufoară, de salcâmp, tot ce vrei. Și nu, iar nu îți trebuie investiții, pur și simplu trebuie să te uiți sub picioare tale și ai din ce să crești. Unde copaci sunt mai capricioși. De exemplu, platan, el cu greu crește, pur și simplu, dacă tu semeni semințe de platan pentru că eu înțeleg. Dar dacă iei o semințe de nuc, o semințe, o dintă, ele sunt, cu cât mai mari este semințe, cu atât mai ușor crește. Adică, cu atât mai mare probabilitate că tine iau să crească ceva și prietul care sare o să fie pierdut. Și iată, unde semințe chiar puteți plantați direct două punte doriți în copac și o să aveți în copac fără investiții. Poate să pară că dacă plantezi din alt fel de material structură decât copaci cu rădăcină, o să ai un rezultat mai puțin interesant. Iată, un stejar tână, a fost plantat toamna, o ghindă, restul puteți citea pe palma prietenului meu, și un stejar la câțiva luni după răsările. Stejarul crește încet, dar în orice caz, iată, a fost pus o ghindă în pământ, în vară deja aveți un stejar nou. O salcie din butaj. Aici a fost pus o bucată de creangă în râu, n-a fost nevoie de hârbiață nimic. Aici crește o salcie tânără. Doar că comunitatea este destul de bătută de soartă, aici zilnic trec sute de vaci, sute de cărne, a fost groasă, dar rezistă. Și pe viitor aici o să fie un arbust de salcie, pe care animalii deja nu o să poată să distrugă. Dacă aici a fost plantat un buiet de salcie, un singur băț de salcie cu rădăcină, el de mult ar fost distrus, fiindcă avea puține resurse, adică noi plantăm un copac, spunem așa,
Dacă el este mâncat aici, el poate să se răsturnească din rădăcină, dar el pierde o bucată deja foarte mare. Dacă l-ai plantat la un etaj, el încă nu are frunze și el are posibilitatea să se dezvolte rădăcini puternice. Și aici, noi putem vedea că ceea ce este sus este puțin. Acolo, jos este un sistem de rădăcini foarte puternic. Și deja, chiar dacă sus se mănâncă, deja această plantă nu poate fi distrusă. Adică ea o să persiste și dacă la un moment dat condițiile o să se îmbunătățească, da, sau dacă o să fie prea mulți frangiscați care se curcă la animale să mănânce, aici se crească. Iar un exemplu de semințe, semințe de tuie. Îți iau, se germinează și este jumătate de an, aveți așa un tuie de tuie, care tot sunt destul de distrusitoare. Deci resursele sunt peste tot pentru colorare copacilor, pur și simplu, este peste. Da, tuie este. Chiar. E deja mai este. Ce fel de material sunt tot, dacă noi totuși vorbim despre puieți, când că asta e metoda clasică, la care noi ne gândim în plantelor. Puieți pot fi, cum le numesc, nu numesc mulțiova, oameni care cresc în pieniera, tare mare, mic și medie. Mică este așa ceva, medie este cam un metru jumate și mare deja o 2 metri sus. Eu spun mic, cei mai mici, de obicei sunt până la jumătate de metru, să zicem 30 de centimetri. Da, sunt foarte ieftini, le găsești cu un leu, doi, dar e foarte greu de crescut. Da, și deci chiar și talia aceasta mică poate fi foarte diferită. De asta, când voi lucrați cu pieniere, trebuie să le întrebați. Deci, chiar dacă vă gândiți că talia mică poate fi așa ceva, ce e scris la dânșină, preză de prieță. Mai mult de 50 centimetri. Da. Adică poate fi 70 centimetri, dar poate fi 30. Trebuie să știți, fiindcă asta trebuie foarte mult, adică ce să primiți în plantare. 30 de centimetri foarte rar devin arbor. Adică mai ușor de plantat, dar foarte mult efort și ține rezultate. Și cantitatea materialului sfântor sunt interconectate. Sigur, dacă aveți puieți mai mici, este mai ușor de plantat mai mult. Dacă aveți puieți mari, trebuie groapi mai mari, efortul mai mare. Deci, cam mărimea puieților. Un puiet foarte mic, puieți medii, care poate să le duc un om așa, și puieți mari, care deja trebuie să le duci cu transport. Și evident, mărimea rădăcinii. Adică vă întrebuți ce fel de groapi trebuie să fie făcuți pentru fiecare. Așa, aici, de exemplu, la acest loc poate să-mi fac undeva, cred că 100 de puieți. Adică când ei sunt mici, nu vă gândiți că este un volum puțin. Acolo sunt foarte mult. La ce puteți vă situați când plantați diferite mărime de puieți? Cum a fost implantat în puiet mic la prima postă? Aceasta este un puiet de ațar, care este mult, mult mai mic decât iarba, care e plânjor, și el rămâne așa deja țin de 4 ani. Adică a fost plantat în 2015 și cam fiecare an noi venim și găsim așa ceva. Adică eu crește poate o leacă, dar nu prea se observă. Aici am fost plantat puieți undeva un metru, stejar, gata, și se vede că ceva se întâmplă, asta puțin de un și puieți un metru jumate, 2 metri. Acestea sunt plori plantate, adică chiar poate se vede diferența așa ceva și ceva mai înalt ca om. Și dacă voi lucrați cu careva comunități, de exemplu din Tunsar, este și mai eficient din punct de vedere a rezultatului și mai bine din punct de vedere a convingerea oamenilor să plantați ceva ce o să se vadă mai repede. În altfel, ei sunt să zică, da, cei voi să-ți plantat acolo niște semințe, cei ce nu se vede, nu crește, poate putem să dăm voie la cap, Dar iarăși, depinde de la caz la caz. Da, da. Foarte mari sunt și foarte scumpi. Și dacă au fost plantați greșit, ei o să usuce și tot nu o să fie niciun rezultat. Sau o să fie foarte mare și o să fie vandalizat și, și iarăși e pierdere economică mare. Cred că mediul e cel mai bine, dar să fie mai înalt ca iarba și mai vizibil puțin. Și preț mediul. Și putem aparte asta de împunitire, ceea ce am zis, e de dorit să plantezi un vechi și un golden moment, care când se plantează și plantează iarba.
și tot o idee bună de plantare, cum relativ ușor de organizat și folositoare, că încercăm să convingem oamenii să nu aibă un brad, pe care stai cât un brad să-l țină în casă, dar să stăvească brazi în curs, care să le împodobească împreună. Să cumperi în bazon ca ulterior să-l stăvească. Și da. Oamenii chiar de plantat să da, da, mai bine, fiindcă pentru dânsă, iarna trebuie să fie dacă un chiar ține în casă, în cameră, mult timp, el schină și poate să moară din cauza asta. Și încă un moment important, deseori brazii acelea ghivece sunt tratate cu zăpadă artificială. Stropiți profilul, vopsea care îi omoară, de fapt. Da, adică dacă sunt așa alcool. Mai bine chiar să evitați ăștia care în vazon, dar pur și simplu, cum să nu-i țineți în casă, dar pur și simplu să-i plantați așa ca ei să crească și să aveți bradă în curte care să nu podobiți. Noi încercăm să facem asta o campanie, că decât iarna să tai brazi, mai bine să-i plantezi. Și dacă plantezi în brad iarna, poți să vezi că vara e nu mai puțin de frumos când își pierzi deja noile ramuri. Da, da. Așa, și cu conifer este foarte important că, cum am zis, trebuie să fie cortați cu un bol de cumă și te dorit că ei să fie cât mai mici. Iată, în cazul coniferilor, asta chiar e bine. Adică clar că nu ceva ce nu se vede, dar undeva pinii, brazii pinii undeva până la înălțimea asta. Aici vedeam că cineva a făcut un efort, a pus brazii în ogradă, le-a pus chiar în ogradă. Da, dar ei au fost prea înalți și din cauza asta s-au uscat și asta un fel de monument. Da, nu se știe când a fost plantat, nu se știe ce rădăcini au avut. Și, da, prinderea proastră. Ce mai zicem că face să plantează. Adică sunt oameni care vor să planteze, pur și simplu nu știu cum să planteze. Și după așa cazuri, sperăm că totuși încearcă să învețe, să nu se oprească de-asta. Și orice fel de vie spontan, îți trebuie să rădăcină să fie bună. Deci, diferența între aceste două, în fiecare cu rădăcină așa de mică, și rădăcina așa de mare. Sigur, în primul caz, mai puțin de supat, dar în al doilea caz, copacul acesta o să reziste o tot, dacă o să fie plantat corect. Da, da, mai sunt câte o chestie. Da, acesta în care rădăcina bună. Da, că sunt care nu o să aibă absolut nimic, pur și simplu un ciot aici. Și, da, e vândut de pepinieră ca prieten, dar el are șanse foarte, foarte mici să prindă. Da, și ceea ce să nu faceți și să ajutați altor oameni să nu facă, studenții să nu cumpărați prieteni de la piață, care s-a stat acolo nu știu cât timp, sau chiar și de la Moldexpo, chiar acum merge expoziția. Și, după cum vedeți, ea merge la vișnul cu unii octombrie. Frunzele nu au văzut. Dar acolo, fiecare an, se vând puieți. Fiindcă expoziția aceasta se organizează la un moment bun pentru cei care vând tehnică. Că ei trebuie să vândă sau arăți oameni. Și deja fermieri care vor să vândă puieți, piniere, se adoptează. Da, da. Da, dar dacă puieții încerc să se vândă încă la începutul expoziției, încă posibil cât de cât... Prima zi de expoziție e ok. Dar iată, ultima zi de expoziție și când pleacă oamenii cu mături, este cu puieți cu frunze, ăștia cum au șanse, cum, poate 50 la 50 sau mai puțin. Adică, dacă doriți să plantați puieți, e de dorit să găsiți o pinieră privată sau publică, sigură, sau alți oameni care cresc copaci, și să stabiliți conexiune cât mai scurtă între... Adică vi doriți să veniți chiar atunci când puietul este săpat, îl protejați în plăcine, al doilea și repede îl plantați. Dar aici nu-i clar câte zile au stat acești copaci așa. Și rădăcina este suntea la capul copacului. Dacă m-a suferit, dacă este bolnav, deamă tot restul, dacă acolo sunt frunze, chiar uneori atârnă fructele, ca oamenii să vadă că asta e un pom bun, șansele sunt puțini. Și chestia care se întâmplă, că oamenii vin acolo an la rând, cumpără, contează, și mai se prinde și vin la anul ca să mai ia. Da. sau puteți să găsiți oameni care la recomandări. Că acolo sunt și crescători de copaci buni, care vând material sunt tot bun, vând în comand, dar trebuie să le găsiți.
să nu spui mai altă dată. Dacă două ore ca rădăcina să fie expusă la soare și vânt și gata, e pierde copacul cel mai mort. Da, și este exemplu de așa cum vor să mă este exemplu de așa cum vor. Da. Noi cumpărăm poate fructifer. Nu, se zice care nu atât în fruct. A, dar voi să ne vedeți că nu atât, da, și nu sponsorile. Da, ați spus că cunoașteți persoane care au atitudini, nu de business, dar au grijă și de copacii. Da, câteva lumii concrete. Noi cumpărăm de la eveniment. Da, noi cumpărăm direct de la pepinieră, dar când o să mergeți să cumpărați, prin câteva întrebări puteți tot să determinați care este mai... Chiar da, și definează de bază, adică dacă ele sunt așa pe asfalt sau le țin în sat, sau deja acolo este un pol de frumânt, asta deja face diferența. Sau unii, sau unii doctori măcar taie frunzele. Da, dacă o să vedeți că au lăsat toate frunzele, să știți că cum, ei n-au un scop, voi să aveți copac, dar ei să vândă, să impresionează. Cei care n-au frunz au avut grijă să, ca copacul să... Da, și după aceea să mai putem iată, să vedem răspunsul la cantitatea materialului și tot. Deci, voi simplu deja vedeți cât puteți reușiți în plantare, ce grup puteți să se faceți. În noi, în mediul o plantare, o persoană plantează undeva 7 copaci, așa medie. Sunt oameni care plantează mai mult, sunt oameni care au plantat copac și au plecat, sunt oameni care plantează o întreagă familie, un singur copac. Deci sunt foarte diferiți, dar cel mai important, cumva să estimați să nu aveți prea mult material sănătoar. Dacă e puțin, încă cât de cât ok. Adică dacă a ajuns să țin copac pe om, au plantat, măcar copacii sunt în sol. Dar sunt situații când se comandă prea mult material sănătoar, aveți sute și mii. Și, de exemplu, vin puțin oameni la plantare. Sau, nu știu, ceva cu vreme, a fost ploaie, nu știu ce, și rămâneți cu sute și mii de copaci și nu știu ce să faci cu el. Ce? Da, dar chestia este că copacul deja este un organism viu. Asta nu e, nu știu, ceva... obiect. Da, adică plantările uneori se compară cu acțiuni de salubrizare. Dacă acțiuni de salubrizare, acolo nu e nimic viu. Adică oamenii care vin strâng gunoiul, nu poate sta acolo, să fie strâns sau să nu fie strâns. Dar copacii, dacă odată ce voi le aveți, trebuie să ajungă undeva. Și la început am avut așa situație, chiar și la prima plantare, ne-am gândit că dorim să plantăm 10.000 de arbori. Dar noi nu știam de câți oameni avem nevoie pentru așa cantitate și de unde să luăm acești arbori. Cu părere de bine, noi n-am avut atât de resurse și totuși n-am cumpărat 10.000. Noi am fost vreo 2.000 și am avut 400 de voluntari și oricum ne-au rămas cu ei. Și noi de atunci am înțeles că cumva copacii nu se plantează într-un mod bacic, este un fel de corelație între numărul de voluntari, între cum este sol, între cum sunt instrumentele și ceea ce este plantat. Și pe urmă când rămâi singur cu această cantitate, tu sau le plantezi singur sau deja fugi dintr-o parte în altă, alergi și cauți cine să le planteze. Și asta nu e situația plăcută, dacă asta e toamna, încă poți să le pui în sol și să le păstrezi până în primăvară, dacă rămâi primăvară cu mii de copaci, asta e deja situație critică, chiar trebuie să absolveze. Da, în cazul dacă o să planificați plantări, puteți să ne consultați cu noi ca să estimați numărul normal, ca să extrageți încolo ce ne place. Așa, cu cine să plantăm? Aici iar și întrebare, câți oameni? La fel ca și cu copaci, noi la început ne-am gândit că de dorit cât mai mulți să înveți, să fie masiv. Unii o să răspundeți, ceva au prieteni. Da. Da, sau oamenii să audă, să vină în televiziune, cumva să răspândim ideea că trebuie de plantat. Noi am vrut să plantăm cu cantitate mari de oameni, noi cumva am strâns 400 de voluntari. Adică noi ne-am pus scopul, cumva le-am strâns, adică am lucrat cu școlile, cu instituțiile media. Și iată, avem 400 de oameni, dar ce facem cu ele? Acolo, aici. Puteți vedea un iudean care încearcă să explic cum se poate. Ce fac oamenii? Adică, în primul rând, nu toți poate să-l vadă. Aici oamenii, nu știu, fac selfie, protest. Acolo oamenii în genie s-au dus în altă parte să planteze, că cred că pot știu să planteze. Noi să din noi ne ducem. Și peste câteva luni și eu, băi, dar ce faci tu acolo un fel de
glot și nu iei rădăcina, dar pentru ce tu asta făceai? A, pe că asta e măcerlire și, și toaletare. A, dar poți să vii și să ne explici și nouă cum faceți asta. Discutăm ca fiecare persoană care se ajungă la noi o plantare să înțeleagă tot procesul de la început până la sfârșit și să poată să replice această experiență, să înveți alți oameni cum să plantezi. Dar când este numai pare de oameni, este foarte greu să atinge acest obiectiv. Și nu că acești oameni se poate să înveți pe alți oameni, ei poate să plantezi greșit chiar la tine pe teren, la plantarea ta pe care tu vrei să o faci în mod ideal. Și cu cantitatea asta mare de oameni, una că e greu de făcut instructaj, dar alta că e greu de gestionat. Ei vin, zeci de oameni vin, și dacă tu nu ești gata, o să fie complicat, adică o să rămână oamenii mulțumiți. Tu trebuie să le asiguri cu instrumente, cu material săditor, posibil și cu mâncare, cu explicații, că fiecare om care vine are întrebări, de unde să mă duc, de unde să iau instrumentul. Și pentru așa cazuri sunt soluții, dar pentru început, dacă doriți să mă bucați la ceva, nu mă duci să cu sute de oameni, adică sau să aveți un echipă sau să nu vă bucați. Și noi, în parcurs, am ajuns la ideea că, în mod ideal, o plantare trebuie să fie sau câteva zeci de oameni, ca într-adevăr să poți să faci cunoștință cu fiecare persoană care vine, toți se vadă. Și pentru ca la fiecare 10 persoane, 15, să fie o persoană care știe să planteze, un coordonator, un membru al echipei. Acest grup de oameni chiar poate să vadă ce se întâmplă, să fie instructat și pe urmă când ei plantează, această persoană, coordonator, îmblă printre ei și se uită dacă ei plantează corect. Și dacă sunt așa persoane, poate să prindă greșelile pe parcurs. Nu pur și simplu pe urmă cum a fost la această plantare, noi pe urmă ne umblam pe teren și vedeam copacii care au fost plantați greșit, dar deja trebuia să le părăm greșelile singuri. Să le replantez. Da, sute de copaci care au fost plantați greșit. Sau pur și simplu pierduți, că ei luau 10 copaci și sădeau unul și mănânc pista din nou copaci, el nu-i cam acolo și îi suscau. Da, dar în așa caz, dacă sunt un fel de coruntori și mici de grupuri, da, ei poate să observe că ceva nu se întâmplă corect și chiar aici oprești persoana asta, explici pe loc și deja persoana asta se duce mai departe și plantează corect. Sau corectează deja pe altcineva, multiplici cunoștințele. Da. Și în așa mod poți să mărești numărul de voluntari și până la 100, până la 200, numai că pentru fiecare 10-20 de oameni tu trebuie să ai un om experimentat. Și noi de asta, după plantarea cea mare, n-am mai făcut plantare mare, adică la noi cea mai mare odătoare poate de 100, la Râșcova. În principiu putem să le facem, dar le facem din cauza că este mai mult chinuială, adică preferam să plantăm mai eficient. Sau chiar dacă le facem, facem un apel la voluntari, la persoane care cunosc cum se planteze, formăm un grup mic și împreună cu ei, cu acești plantări mici, plantăm. Și este mai ieftin de a face plantări mici, la mari cheltuieli cresc exponențial. Deja ai nevoie de autobuz pentru transport, ai nevoie de mâncare mai multe, WC-uri. O să fie foarte multe hârlețe și alte materiale furate, că tu nu mai controlezi procesul. Da, o să ai nevoie de mulți puieți care pur și simplu o să fie pierduți, uitați. Da, apropo, asta e încă un moment important, că plantarii mari se fură foarte mult. Capacitatea moldovanului asta, cred că nu e. Da, trofee. Da, ei luau orice. Și hârlețe. Da, și noi după această plantare ne temeam, adică am avut o perioadă din neîncredere, ne temeam să lăsăm instrumentele un alta, dar când am ajuns la plantări mici, dacă pierzi foartică, cineva se alătură și zice că iată, i-am găsit foartica voastră. Adică un nivel foarte diferit de conducare cu oameni. Cum găsești voluntari? Adică să presupunem că noi vrem o plantare până la 50 de oameni, poți să creezi un eveniment. Dacă n-ai o comunitate, n-ai un grup cu care să lucrezi. Dacă este așa un mix de voluntari, adică vin oameni foarte diferiți, cu așteptări diferite, și trebuie să, cumva pe loc să formezi acest grup, un fel de team building neoficial. Că sunt familii, oameni individuali, adolescenți, și tu pe toți cumva trebuie să le unești într-un singur ritm, într-o singură plantare. Și în cazul evenimentului, acolo trebuie foarte multă coordonare. De obicei, noi facem o listă de înregistrare, oamenii se înregistrează, noi verificăm cum ei vin, organizăm transportul sau ei singuri de ajută cu mașinile. Ei care sună, întreabă când eu întârzi, eu vin cumva, nu știu cum, cum să vă găsesc.
Beneficiul acest, în cazul dat, care vă luare, că acești oameni foarte diferiți, cum e prima poză, se cunosc, formează prietenii, discută, cum am zis, prin oameni foarte diferiți, pățelină designer, apicultori, juriști, profesori și pilot, desupra băieților la plantație, se formează și fel de alianțe profesionale. Cineva a vrut mereu să află ceva despre apicultură și prinde un apicultor și contează să și vorbesc. Deci e foarte interesant. Poate fi și grupe formate. În acest caz, deja ei pe un grup existent, cum ar fi o clasă de elevi sau angajații unei companii. Este mai ușor că este un singur coordonator, tu vorbești că iată profesorul, că iată voi veniți la o oră anumită. Ești organizat transport, ești organizat mâncare, dar au nevoie. O parte din responsabilitate se delegează. Da. Deci deja alegeți cum doriți, adică ce număr de echipaje doriți contați, unde mobile situații sunt interesante și bune pentru dezvoltare. Câteva clase de elevi fac foarte mulți voluntari cu plantatori, adică număr. Da, dar pe de altă parte, dacă tu... Dar este un fel de binevol forțat și motivare să spune. Este o școală, se întâmplă că cine nu vine vă pun notă 2 sau ceva de genul acesta și vin acolo sau fac careva prostii sau stau într-o parte și cumva strică atmosfera când jumătate de oameni contează și jumătate de oameni stau așa. Și este diferența, de exemplu, paradoxal, dar clasa 5 a 6 s-ar putea să plantezi cu mult mai bine decât clasa 9 a 10 a 11. Pentru că a 11 o să consideri lucru fizic manual ca ceva, nu știu, țăran, nu mai face nimeni nimic, o să lucrezi unul din 10. Iar copiii mai mici chiar o să lucrezi, o să fie motivați, o să vrei să faci. Am avut o situație amuzantă, contam braț, iarna, sectorul unei școli și au venit niște băieți, tot pe nivou forțat și niște fete. Și fetele stăteau acolo așa, îmbrăcați frumos și înghițau. Și eu le ziceam, păi, vedeți să faci, dar nu știu ce, dar băieții o să râdă. Și cumva, pe parcurs, peste oră, am convins foarte aceia să sâmbe, că i-am înghițat acolo, că tu dacă nu... Nu lucrezi. Da, nu lucrezi în vieți. Și într-adevăr, adică este și presiunea aceasta din deja în clasele mari, că, nu știu, cumva, contatul cu pacilor nu e un lucru de femeie, nu e un lucru de fată, băieții plantează, fata trebuie să stea și să fie frumoasă, nu știu ce, adică că nu-i corect. Adică, într-un fel, tu când lucrezi cu adolescenți, tu cumva lucrezi și la aceste stereotipuri și cumva îmi cerți fetele. Că ei sunt înțeleagă că și ele pot să facă asta. Și eu foarte des am avut așa situații când organizam plantările, că dacă acolo era grup de plantări din bărbați, ok? Ei ziceau, dar de ce tu să stai într-o parte? Adică cum? Noi știm ce se face. Adică eu vreau să plantez în primul rând și mă doar nu-mi fie frică. Adică dacă, chiar dacă nu când luați în considerare dorința mea normală omenească să plantez, gândiți-vă, vă rog, eu sunt îngheț aici din cauza ideilor voastre. Stereotipuri. Da. Și iată, cu vârstă, copiii poate fi foarte diferit. Unii copii pot să lucreze foarte bine sau singuri sau cu părinții, dar unii copii pot să arunce cu pământ sau să bată cu instrumente pe alți oameni. Deci dacă voi chemați voluntari cu copii sau chiar lucrați cu copii, trebuie să vă pregătiți la așa casă. Uneori trebuie să iei acest copil și să-l evacuiezi undeva la părinți ca el să nu distrugă. Cum plantăm? Una dintre întrebările acolo, de unde luăm apa? Sunt situații în care apa nu atât de importantă, adică chiar dacă noi vedem prognoza meteo că după plantare o să ploaie. Sau dacă solul este umed. Dar totuși se recomandă crește șansele pentru copaci dacă tu poți să le uiți chiar în timpul plantării, fiindcă apa nu-i doar ca apă, care se ajungă la rădăcini și se urmează copacul, dar ea și tasează solul.
ajut chiar când plantezi, ca acolo să nu rămână bulie de aer care trebuie să fie. Pur și simplu să ajute ca particulele de sol să aranjeze mai bine jurul rădăcinilor. Să solul poate să fie chiar umed, dar dacă uzi, încă mai bine. Da. Și dacă plantezi undeva unde este o sursă de apă, în robinet sau când mai bine, poți să cheme cisterna, dar asta resurse spus, da. Și sau ca să ți-au plantezi chiar undeva lângă o sursă de apă. Și dacă nu ai, nu ai niciuna, nici altă, nici a trei, sau chiar dacă le ai, o chestie foarte bună sunt butilii de apă. Chiar noi chiar le strângem și de la, de la containere, de, de reciclare uneori sau de la oameni, cum le numim pulți, care pot, pot să ajute să ducem apă în orice loc. Adică poți să, poți, chiar poți să torni apă de la fântână, de la târâu, de la ziua și să duci pe un deal. Poți să le pui în mașină și să duci oriunde și este foarte ușor de, de măsurat câtă apă dai la fiecare cuier. De exemplu, dacă așa ai nevoie? Așa o sticlă ar fi perfect într-un cuier, dar deja... Să zic șase lucruri? Da, da. Deja în depinde de cât de uscat este sol, cât de mare este groapa, mai mult mai bine. Dar dacă aveți mai puțin apă, puteți să turnați măcar jumătate de această sticlă. Dar în orice caz este ușor și e foarte ușor de dus. Și chiar și tinerii și poți să duc sticle mai mici de 3 litri. Așa, montăm cu ajutorul tehnicii sau fără. Parcă metoda clasică este de a spa cu curlețul, dar se poate de folosit tractorul sau motobombil, care toți fac pot genul acesta, mai mare, mai mic, de 20, 30, 40, 50 metri. Asta este destul de ușor, pentru că deja oartă și voluntari vin și pun acolo buiet și le îngroapă. Doar că, uneori, rădăcinile sunt mai mari decât groapa asta. Și oricum, oamenii trebuie să lucreze. Dar deja, dacă ai tehnică care îți face porți, productivitatea plantării crește, poate să crească de vreo 10 ori. Noi odată am plantat 400 de copaci de 20 de oameni, adică un om a plantat, să presupunem, 20 de copaci. Pe un teren destul de complicat, unde noi, eu ar fi plantat, poate, 5 copaci. Având un echipament din asta, da? Având un aparat. Da, dar tractor poate să are un fel de, să aibă un fel de nasar care face bord sau un motobombil care este manipulat de o persoană. Dar depinde desigur de suprafață. În unele cazuri dar rămas să chem în tractor, în alte cazuri dacă plantezi câteva zeci de copaci, îți scurci și fără tehnică. Și al doilea rând, cum mulți o spune că nu are sens de folosit cărlețele, de săpat, dar mulți oameni vin la plantare și chiar vor să sepe singuri, să facă tot procesul de la început până la sfârșit. Ca valoare educativă are sens de făcut totul manual. Și mai spune lumea, este investiția asta de suflet, de energie, știți? Da. Cum ai făcut cu efortul tău. Cum se spune, chiar ca unora le-ai dat să crească flori în casă, altora nu. Și... Da, concret, mai oamenilor nu trebuie de încărcat. Da, adică... Puteți spațiți și una și alta sau să-i combinați. Și asta tot tehnică, transport, logistică. Chiar dacă plantați într-o porție, dacă luați din undeva puneți, trebuie cumva să le aduceți. Dacă sunt puține, le duceți într-un cumva, poate chiar în mână. Dar iată, noi ne-am dat seama că e foarte mult avem nevoie de transport. Și deja, țin de 4 ani, descurcăm care transport propriu. Îmi greu apelăm sau la taxi, sau la oameni care au mașini. Dar este foarte complicat. Că voi spuneți dacă iată, pentru o plantare mare, de câte hârlețe este nevoie. Sau iată, o mașină întreagă doar de puieți. Și asta doar instrumente și puieți. Dar dacă trebuie transportat oamenii, adică dacă plantați undeva unde oamenii ușor ajung, asta e unul. Dacă plantați într-un loc oarecare, trebuie sau să organizați transport sau cumva să combinați oameni cu mașini cu oameni fără mașini. Deci, momentii logistice foarte importante. Și cum momentul principal, adică care este important pentru orice om care poate nici nu organizează plantarea proprie, dar plantează un copac în cursa lui, principiile generale, cum trebuie să fie plantat un copac. Deci, în primul rând, el este fără frunze. Dacă noi plantăm un copac cu o rădăcină goală. Deci, cum am zis, asta e toamna după căderea frunzelor, iarna la temperaturi pozitive sau primăvară, înainte de îmbunit. Pe urmă, noi trebuie să avem o groapă. Groapa este de dorit să fie mai mare decât puietul,
decât rădăcinile prietul. În medie noi zicem două hrete în lățime și cel puțin două în adâncime. Iar dacă rădăcina este mai mică, oricum este bine de mobilizat solul. Tu când se, tu cumva amesteci solul mai roditor de suprafață cu culubul de jos. Și faci mai bine pentru rădăcini decât ei se faci aproape mică și rădăcinile acolo se întâlnească un strat de lut și nu se poate să crească mai departe. Dacă noi, când noi scoatem pământul din groapă, noi deodată trebuie să o mărunțim. Nu o mărunțim în groapă deja când am băgat copacul și acolo pe rădăcinile. Și când îl punem în groapă, îl tăsăm cât mai bine ca să formăm în bulă de aer. Pentru că bulă de aer sunt rele pentru rădăcini. El se usucă și îl spune că crezi mai departe. Terasă. Dacă noi plantăm pe un loc, atunci facem ce? Nețet, atunci pur și simplu facem o vatră, un fel de crater, o grobiță, în care o să se acumuleze apă, în care putem să punem mulci, bunți, alte chestii. Și când turnăm apă, oricum e mai ușor că ea nu-i scurci în pers. Dacă plantăm pe o vatră, atunci chiar e important ca să ducem mai mult pământ, adică pus, da, ca apa care curge din sus în jos, se oprească în vatra noastră. Dacă nu facem această terasă, dacă, de exemplu, aici rămâne așa, apa pur și simplu curge și nu rămâne la copac nimic. Și asta este una dintre cauze principale decât ce e ideal la plantări, idealul la noi lipsă prin copaci. Că oamenii se gândesc cu această terasă. Adică fac o grăbiță, în cel mai bun caz încă las această grăbiță, dar apa nu se prinde și scurge jos. Cum îngrupăm copacul? Noi trebuie să o îngropăm undeva până locul unde rădăcina crește în turbină și o leacă mai sus. Rădăcina nici într-un caz nu trebuie să șadă afară. Asta tot este o greșeală răspândită, că omul face o groapă prea mică, pagă copacul, înțelege că rădăcina rămâne sus, nu ce să faci, am băgat deja copacul în pământ, mă duc mai departe. Sau uneori pun mai mult sol deasupra și nu las vatra aceasta, adică pun solul așa. La mama nu e. Da, mama nu trebuie să fie așa. Dar mai adâncit în sol. Da, spunem așa, leacă mai sus, undeva la două degete mai sus, fiindcă apa, pământul o să se mai așeze. Și dacă noi punem chiar la nivelul acesta, se așeze și rădăcina o să iasă gol afară. Dacă noi punem o leacă mai jos, o să se așeze, o să fie perfect. Adică mai bine îngropăm din tulpină decât să rămână afară. O leacă. Sunt unii copaci care nu le place asta, dar e mai ușor cu unul dezgropat o leacă la primăvară decât de văzut cu copacul sus. Pe urmă, mulci. Asta un fel de platumă care noi facem pentru copac. În mod natural, copaci și natura își șleapă de frunzele și își creează o platumă care le ajută, în primul rând, iarna, le încălzează de ger. Ceea ce a fost zis la început, că poate dacă noi plantăm toamna, copacii se înghețe, dacă noi le creăm așa o plapă, nu o să înghețe. Chiar dacă noi le creăm, tot o să crească, dar dacă punem aici niște frunze, niște iarbă uscată, o să fie și mai bine. Încă așa copacii le fac singur și puietul acesta pe care noi îl plantăm fără frunze, clar că nu poate să facă asta și noi îl ajutăm. Protejează din înghețuri. Acumulează apă, pentru că pe așa sol mai bine pătrunde apă decât pe așa suprafață mai bine pătrunde apă decât pe un sol uscat. Îți observa, dacă solul este foarte uscat, cumva apa stă deasupra și nu intră. Dar aici, sub frunze, solul este moale. Și când frunze mai ușor, copacul primește mai mult apă și frunzele singure țin lumezeală. Și cumva, chiar dacă solul din pânt se usucă, aici mai este umed. Noi am observat așa cazuri, adică chiar aici local, spațiul acesta este mai umed.
Vedic creșterea buruienilor, chiar dacă aici au căzut, au fost sfințe, parcă ele sunt în acestul sunt. Chiar bă, nu poate să treacă prin frunzele? Cred că asta e metoda naturală a copacilor să protejeze de buruieni. Se observat că în păduri totuși crește mai puțină iarba. Și acolo unde sunt copaci, în schimb, este iarba foarte înaltă. Și noi când plantăm un copac într-un câmp, unii e foarte greu să se adapteze într-un sistem de viu. Sau chiar dacă plantăm în grădină, acum avem buruieni. Și statul acesta de frunze, de munci, să o protejeze. Noi nu o să trebuiască să prășim fiecare copac, dacă noi punem acest strat. Noi am avut situația cu dealul acela din Râșnova. Noi la început am pus la fiecare copac un strat de frunze. De munci, de tot felul de frunze care au fost găsite prin sat. Și peste un an, acolo nu era iarba în gropile cele. Adică noi nu trebuia să investim muncă, efort în prășit. Și oamenii de obicei se gândesc că plătesc copac și trebuie să prășesc fiecare copac, e complicat. Dar nu. Și va hrâni solul, fiindcă frunzele acestea se scumpun încet, dau hrană la sol. Aici se crească diferite insecte, vermi. Și în același rând, noi am observat, acolo este dealul destul de ucros. Dar acolo unde au fost plantați copaci, acolo au fost cumva gropile acestea, locurile unde au fost plantați copaci mai umide, dar solul aici a fost mai negru. Fiindcă vermele mâncau frunzele și apisticau acest material organic cu solul care a fost îngropă. Și în unele cazuri copacul care a fost plantat a fost distrus, dar noi pe acest loc am putut să plantăm un copac nou, fiindcă deja condițiile au fost mult mai bune. Și ultima, de dorit ca copacul, chiar și dacă este fără frunze, să fie scurtat. Pentru că în timpul frunzării, oricum eu pierd o parte din rădăcini. Și cum am zis, asta e capul lui. Și noi mai bine să păstrăm aici mai mult decât să păstrăm aici mai mult. Pentru că trebuie să fie o corelație. Dacă aici este mai mult decât mai jos, aceste rădăcini o să reușească să hrănească tot ce este sus și copacul poate să moară din cauza asta. Dar dacă noi tăiem și lăsăm o leacă sus, pe 50%, atunci rădăcinile jos o să se dezvolte, aici sub platul, aici să fie și mai calm iarba, și o să poată să dea ramuri mult mai bune, decât noi să păstrăm totul și să pierdem copacul întreg. În unele cazuri, de exemplu, la nunci altoiți, primul an crește, avem o creștere mică, 30 de centimetri, chiar toată creșterea de primul an se taie complet. Și se lasă să crească un lăstar tânăr care o să întreacă cu mult, o să crească mult mai repede decât creșterea cei de primul an. Adică o să întreacă și o să crească mai bine decât dacă noi am păstra creșterea de primul an. Așa. Deci înseamnă autoritate. Păi iată scurtările da. Acestea. Da. Dar și jos, rădăcina tot poate să fie o leacă tăiată. Deci, noi, în unele cazuri, când cumpărăm material sănătos, el poate totuși a trecut mai mult timp de la momentul în care el poate să facă în pământ și de la momentul plantării. Și uneori rădăcinile se negriască sau ceva se întâmplă cu ele, adică ei mor. Și noi tăiem vârfurile lor cu foarfecă, ca rădăcina să se regenereze. Da. Ca și cum tu ai capetele la rădăcini potrezite sau uscate și tu le scurtezi o leacă ca din viu să înceapă să regenereze capetele rădăcini. Și ca și cum nici nu o să înțeleg. Dar dacă el rămân să potrezească, el continuă să potrezească în interior. Aici tot un fel de principii de scurt, nu plantăm copaci cu frunze și mai ales cu rădăcina mică. Adică cu frunze noi putem planta doar dacă este un bol de pământ. Atunci, apropo, putem planta și în sezon. Dacă noi plantăm cu frunze și mai ales cu rădăcina mică, noi putem, desigur, să bucurăm câteva minute că am plantat un copac, am făcut poza, clar că este mai interesant de făcut o poză cu copacul cu frunze decât cu un băț la care nu se vede nimic. Dar frunzele vor apă. Asta e ceva natural. Și această rădăcină săracă nu o să poată să răcânească, o să scoată toată apa care s-a păstrat aici în tulpină, în restul rădăcinilor. Și curând frunzele o să vestejească și copacul rămâne acolo gata. Chiar asta poate se întâmple chiar în toamnă, adică la câteva săptămâni după plantare. Dacă am plantat prea de vreme un copac cu frunze, de exemplu acum, noi putem să-l pierdem, el poate nici nu să ajungă la primăvara viitoare. Deci plantăm fără frunze, plantăm rădăcina cât mai mare, facem o vază și o punem o ploapă la vale din frunze.
acesta este cazul ideal, dar da. La plantare, la plantare, condiții sunt diferite, nu tot timpul poți găsi frunze sau o să vreți să plantați mai mulți arbori și nu o să vă complicați cu frunze. Da, dar asta e chiar cazul ideal, adică chiar și dacă o plantare mare puteți să asigurați fiecare cupac sau măcar o parte de cupac cu mulci, asta e foarte, foarte bun. Încă un moment, să protejăm rădăcinile, ceea ce am zis, uneori, chiar dacă treci puțin timp de la sâmbatul copacului prin o plantare lui, el nu trebuie să ajungă în soare și în vânt. Și trebuie mizit. Deci noi transportăm de obicei copaci în saci, spriți și le străbim cu apă alea, că el să rămână umide. Asta în timpul transportării și în timpul plantării și înainte de plantare și după plantare dacă rămân copaci, noi de obicei le îngropăm într-un șans și ele ieșă de acolo și se păstrează foarte bine. Deci la plantare din care oamenii se iau se apropie, iau un puiet, ceva puieți cât le trebuie și le plantează. Ceea ce se întâmplă desigur la plantări mari, oamenii iau o grămadă de puieți, îngă cu ele aici încolo, fac poze și tot asta se întâmplă la soare și la vânt și scade din rata de prindere. Și de ce e bine dacă copacii sunt păstrați într-un șanț, nu trebuie să le, atât nu trebuie să le meziți acolo, că și cum ei sunt deja plătați, pur și simplu încă nu-s plătați pe locul permanent, dar oricum și în mediul lor natural sau. Dacă după plantare vă rămân puieți, ele deja așa de undeva se păstrează bine. Adică nu trebuie să alergați încolo încoace să găsiți unde să le puneți. Și puteți să le plătați în a doua zi. De când să șadă o mobilă de puieți pur și simplu la soare, să se chină și pe urmă încă vă știți după puiere. N-am avut cazuri când toamnă noi reușeam să plantăm puieți, ele rămâneau în șans și le plantam primăvară. Și ele se păstrau foarte bine acolo. Cu îngropatul, iată asta e situația când oamenii cred că știu cum să plătezi sau au făcut o groapă prea mică. Iată câtă mașină așa de afară. Și noi în așa cazuri chiar puneam oamenii să scoată copacul, să facă groapă mai mare și să pună din nou. Altfel trebuie să faci asta singur sau pur și simplu asta ești un copac pierdut. Cu părere de rău, cumva asta este una dintre cunoștințele mistice pe care puțini oameni recunosc. Asta e una dintre condiții de bază de cum spune, să profundezi un copac cu roapa. Iată, ce se face dacă faci o groapă suficientă? Asta cazul din proiectul nostru pe râu. La un sat, Ciocani, ei s-au întâlnit primar, nu știu, adică n-am numai întâlnit așa primar. El și înainte de noi planta copaci și de unul a primit copaci și a plantat mai mult decât planifica. Iată ce groapă fac oameni, adică jumătate de om intră în groapă. Și e plantat copaci mari, prieți mari, care sunt mai copicioși. Și iată care rezultate sunt acum. Adică, practic, fiecare copac este cu frunze, ceea ce este un rezultat foarte bun. Chiar unul de copaci poți plantați, unul de copaci crește. Dar iată ce se întâmplă cu cei care economisesc pe groapă. Iată, într-un alt sat, un alt primar, organizat oameni, iată o groapă micuță. Vedeți că aproape doar alea că în jurul stupinii, rădăcina așa de afară. Și iată cum arată acești copaci cu. Adică nu se vede nicio frunză. Sunt zeci de copaci cu. Ce? Nu, asta trebuia să fie fâșii de protecție pentru gugunoi, știi? Adică copacii se oprească, gugunoi să nu zboare da. Toată lumea. Da, apropo, noi cu această primărie am avut discuții foarte lungi, care dura zile și săptămâni la rând. Noi le propuneam să planteze copaci cu spinca, să prindă gunoiul. Același sau când boierez sau cioară, să crească mai bine pe acest sol și să protejeze, să fie un gard care să nu dea voie la gunoi și să zboare cu gunoi. Dar primarul a vrut plop. Plopul crește înalt, plopul crește puternic, plopul să fie frumos. Și noi le-am dat comandă la pepinieră să dea plop. Dar eu cumva să dea copaci cu spin. Eu cumva a ajuns la pepinieră și la convins a zis că noi am zis că să-i dăm plop. Și eu am plantat plop, fără foie noastră. Noi am zis că deja ne-ați plantat, sperăm măcar că le-ați plantat bine. Dar iată rezultatul lui, chiar niciun rezultat. Adică lor ies mult mai mari, mult mai scumpi. Nu a putut să sepe groapi suficient de adânci pentru rădăcinile cele mai mari
Și toți banii ăștia au fost pentru ei recheltuiți. Una cu bani, banii fost, și alta că această situație contribuie la percepția oamenilor că nu are rost să se conta cu bani. Că ei au contat aici, au fost cu hârleți, cu sistemul, am contat, n-a crescut nimic, pentru ce să mă contăm. Și după asta trebuie să cheltui mult efort ca să le convingi că totuși trebuie de contat. Și cumva totuși trebuie să cheltui mult efort ca să le convingi că cumva poți să plătezi altfel. Cred că totuși se funcționează corect și face să o sucă din alte cauze. Deci de numire are să nu doar să zic că eu... Ne putem să o prind frumări. Ce? Nu, nu, spun. Dirige. La celălalt... Ciucani. Și noi, când are parcursul acest proiect, am plantat la vreo 10 localități și acum la toamnă o să mai plantăm la primăvară, o să mai plantă și noi deja știm cu care localități să lucrăm, unde nu doar primarul, dar și oameni înțeleg ce trebuie să facă și la care să nu ne mai duce proiect de rău. Și această proiect se face într-un fel și la plantajul voastră, dacă doriți să plantați cumva. În primul rând, să testați sirenul, adică voi puteți să plantați o leacă, nu 1000 de copaci, puteți să plantați 100 și să vedeți cum acești copaci cresc acolo, dar și să vedeți cum oamenii din localitatea aceasta, din comunitatea aceasta, se comportă față de acești puieți. Dacă această 100 să fie distrusă, înseamnă că nu are rost să conteze mie acolo. Da, ce era să plecați, cât de departe de Chișinău? Am înțeles la Sângerie, ați fost, da? Noi am fost, adică plecăm cu plantările? Păi depinde foarte mult de ocazie. De exemplu, la Sângerie, Sângerie este orașul de Baștia Noului Gen și noi de asta am vrut cumva să nu lucrăm doar la Chișinău, că aici și așa sunt mai mulți destine, cumva să dăm efortul noastră și acolo. Uneori cineva ne invită și noi avem timp și ne ducem acolo, dar în ultimul timp cel mai des noi cumva ajutăm doar cu consultări, pentru că chiar nu avem transport, avem puțin timp și nu reușim peste tot. Și măcar cu expertiză, cu așa povești. Dar puteți să faceți unii, de exemplu, la plenare de satul de Baștină? Eu cred că ar fi folos. Sunat primarului și știți cum sunt unii oameni care așteaptă să fie inspirați, nu că nu vor să facă, dar cineva să fie așa spus. Și cred că o sunet, de exemplu, oricum, sunteți mai informați, știți ce să vorbiți și să fie... Mai ales acum am A fost un eveniment anume pentru primari și candidați despre plantări, dar foarte puțini au venit, foarte puțini lucruri. Și mesajul a ajuns la puțin și foarte puțini oameni au venit. Acolo erau exemple și cu alți primari care au plantat pentru ceea ce au fost în presență. Primarul care a plantat 300 de hectare în satul său și, de exemplu, lui, puțini au venit să asculte aceste exemple. Dar nu mai ceea ce am zis și la început, noi suntem puțin. Noi, în principiu, suntem doi oameni care au lucru full-time și noi cumva facem tot asta sau uneori combinăm cu proiectele existente sau în timp liber. Și de asta noi încercăm să venim așa întâlniri sau chiar cu contările noastre să povestim, pentru că noi știm că sunt oameni care poate au mai mult timp sau poate au legături sau poate au transport, sau poate au ceva și poate să transmită la acest efort comun. De exemplu, poate este un jurnalist care poate să transmită această experiență la mai mulți oameni. Sau același primar, sau nu știu, adică noi trebuie să, pentru asta și acest la început, că noi încercăm să crește nu doar copaci, dar și oameni. Că copaci noi nu putem să emigrăm cu toată Moldova și să pornăm în toate localitățile noi singuri. Noi trebuie să răspândim informația și cu această informație, că calitativă, trebuie să poate să fie mai toate. Da. Adică noi ce vrem de rău, adică noi facem foarte mulți chestii care nu există. Aceasta, noi când am făcut ghidul de plantare, am redat măcar câteva principii de bază și ghidul acesta, câteva zile a fost răspândit de mai mulți site-uri media. Încă nu se găsește așa ceva și materialul nostru uneori sunt folosit de alte inițiative de plantare, de la noi. Uneori oameni din Ucraina sau din Rusia se văd chestii care noi producem aici la noi și le folosesc. Este nevoie de material și noi încercăm să combinăm, iată, și activitatea practică, dar și activitatea aceasta de informare. Cât trebuie. Și ceva deja avem, ceva să mai facem cu parcurs. Da, iată, în poza de sus, apreciez.
țară și asta, asta vârful flopului, în comparație cu, iată, vârful păutină. Fel de stragul facelor moarți. Facem două weekend-uri aici. Da, da, da. Da, și tot așa cu copaci mari, dacă se investește puțin în plantare sau se plantează cu partea mare, eu sunt pierdut. Aici au fost plantați câteva sute și e probabil că au fost gropi prea mici. Și vedeți, aleie de copaci și uscați, care ar putea să se arăți, deci zic, așa, același puieți. Același puieți să ieși, zic cum, puieți din același... Pilier, aceeași vârstă, absolut da, da, da. Situația aceasta și situația aceasta, tot, tot scade. Adică, un număr, desigur, sunt condiții locale. Poate solul mai rău, poate mai uscat. Dar este foarte, foarte important cum este cum se plantează. Adică, da. Dacă din 300 de puieți plantați, niciunul nu s-a prins, înseamnă că acolo a fost ceva foarte greșit. Dacă s-a prins măcar jumate, deja, da, mă zici. Da, cum se vor fi da, da, apropo, asta un grup de activiști care ajung să fie vechi, eu spun ce se uită la fie vechi și eu mă uit și mă mir ce e asta. Încă acolo s-au plantat stejari, probabil că aceasta să fie o lei frumoasă. Și toți copaci aceștia să ți-au uscat. Da, o mijlă cu vere, înseamnă că nu s-au prins. Și aici, adică aici ar trebui să fie o groapă, și o groapă mare și cumva îngrijit, dar aici chiar poate să plăcați un stejar care are cerințe destul de mari pentru mizeaua, de umizeaua, de condiții, de sol. Și sunt un monument, adică ce mai fascinează că acest copac chiar scală, adică și fiecare poate să învețe de la asta și cumva nu învață. Și probabil că acolo viitorul iar să se încearcă să plăcați să ieși mare. Deci așa ceva mai mintinut. Так какого поса вес тати грешили, когда фос покути. Стежар около ничего на вес кряска. Стежар для шатали, шати мари, ничего отыт моему. Ши орчи копак плантат, а шади прост на вес пренда. И как ничего на вес около кряску, стежар для шатали, шади прост плантат. Я же думаю, эксперимент вас не надо. Așa foarte este mai bine, nu știu tot ce e decât spre așa mie. Depinde foarte mult de situație, adică... Sau ca o mie de lucruri, știu, 0%. 30%, 60%. Foarte, foarte. Cred că la 50% deja e bine. Noi am avut plantări și cu 90%. Am avut și cu 10%, știi? Nu știu, da. Am văzut acolo 0%. Da, asta nu a fost spontanea noastră, adică cum, noi cumva, uneori, eu observ casă în fotografie, uneori oamenii păstează și în singuri să laudă cum au plantat copaci cu frunze sau cum au plantat copaci și acolo tu vezi că dropele sunt grezi și vrei să le spui, Linda, tu ia-ți vârful la copaci. Dar am avut așa casă când s-au laudat unii activiști că iată au plantat copaci și era pe joc cu unii, frunze, așa, copile. Și eu am zis, vă rog, duceți-vă acolo chiar acum, tăiați vârful pe copaci, pentru că o să fie desfontație. Și n-au vrut. Ideea nu raporta la următor. Nu, nu. Nu știu, nu știu, nu știu, una că lucru în plus, alta că tu vezi copaci așa de acolo cu frunze, parcă tot s-a prins, parcă tot e bine. Câteva zile ne scriu că, iată, noi copaci s-au vestejit, ce se face? Dar deja nu poți să faci nimic, pentru că copacul a pierdut în mizeaua, a pierdut puterea lui și îi deam o... Ce nu poți să faci? Cred că nu mai s-au vestejit. Mare, definitiv. Da. Asta este cu vârfurile, dar cu rădăcinile, ceea ce am zis că dacă rădăcina e bună, poate fi orice. Aici este un plop mare, plos de animale rupt de oameni, dar dă din rădăcina. Și e mare aceasta, te scoate să crească. Aici este un copac care a trecut în cediu. Dulpina a murit. Din rădăcina se dau la stare. Deci, orice faceți, păstrați rădăcina, dați tot cel mai bun la rădăcina și atunci face v-aș trebui să aibă șanse. Să vă comparați un copac cu o șopârlă. Puteți și deasupra solului, asta e coada șopârlă. E poate fi ruptă, dar principală să păstrează. Da. Asta cu mult și lăsați foarte greu de găsit, foarte ușor de găsit sorții de mult, adică ei singuri de încearcă să scăpe de frunze și eu voi le ajutați. Și chiar și frunzele de lup tot sunt bune, adică noi am pus și n-am văzut diferență ca să încurce la copaci să crească.
Și ultimul moment, cum, toate că noi trebuie să ne gândim la toate aceste momente, cum și când și în foarte mulți momente, noi nu trebuie să uităm că noi trebuie să facem asta nu doar pentru planetă, dar și pentru noi, în plăcere, pentru oameni care vin la noi la plantare. Noi, de obicei, nu considerăm că oamenii vin voluntari, noi oamenii vin ca și cum în ospiție. Să plantăm în primul rând, să discutăm, să bem ceai. La plantare mai dăm muzicații ca să fie mai vesel de plantat. Să spun unii oameni nu înțelegeau ce fel de muzică e asta. Toată la plantare de salci. Pe râu. Adică unii oameni poate să distrezi, nu neapărat să faci ceva prostit, ca din curcula procesul de plantare. Asta chiar noi transportam butați de salci pe o insulă. Și pe o insulă aceasta, apropo, aceste clienți au crescut foarte bine când au fost mâncați de animale. Cu mâncare, adică, uneori voluntarii aduc mâncare singur, dar este foarte frumos când acolo se gătește ceva, o supă, se mănâncă un porc. Aici cred că o să recunoască niște oameni pe care se dau. Cu ceai, noi de obicei ducem o grămadă de termosuri, deci cu diferite feluri de ceai. Aici oamenii au adus toți ce au avut, miere, biscuiți, chestii și mâncau împreună. Adică când sunt plantări mai mici sau grupulețe mai mici, chiar puteți să faceți din asta un eveniment special. Eu, de exemplu, regret foarte, nu cred că regret, dar dacă îmi vedeți la oameni care s-au născut la începutul primăverii sau la sfârșitul toamnei, fiindcă este foarte, ocazie foarte frumoasă de a sărbători ziua de naștere. Eu am născut iarna și acum cel mai bun fac ca să poți plantezi niște coniferi sau de obicei acolo atunci de fiecare, dar cei care aveți mulți ocazii de sărbători capul de toamnă. Da, și deci da, să plătați, să comunicați, să creșteți oameni și arbori și transmiteți această informație mai departe. Dacă mai sunt întrebări,